Marian este una dintre victimele anturajului ales greșit în anii tinereții. A atras lângă el oameni cu nevoi interminabile lună de lună, pe care i-a numit prieteni, tovarăși, bros, sau cum își mai spun băieți între ei, coaie. Iar acești așa ziși prieteni l-au adus în starea în care se află astăzi. Înfometat, fără adăpost și fără niciun ban. Dar Marian n-a fost întotdeauna așa. Marian a fost un om cu stare, ba chiar o stare materială foarte bună. Marian a fost în top 300 Forbes din România și a participat chiar și la conferințe alături de Jeff Bezos și Elon Musk. Toate îi mergeau din ce în ce mai bine, până într-o zi când a primit un apel de la un prieten. A sunat într-o zi Radu și mi-a zis: ce faci, pânașule, n-ai să-mi dai și mie 2 milioane până luni? Și ce ai făcut? I-am dat, că era prietenul meu. Și după aceea? După aia m-a sunat Avi, la 2 zile după. M-a întrebat dacă pot să-i dau 6 milioane până vineri, că atunci trimitem întuși să bani. Bănuiesc că i-ai dat și lui. Ce era să fac? Era tovarășul meu din clasa 5. Da, e de înțeles. Sumele au devenit tot mai mari, de la 1.200.000 la câteva zeci de milioane. Deci ți-au cerut de mai multe ori bani împrumut. Radu mi-a mai cerut de 365 de ori după aia și Tavi de 583. Ai ținut minte cifrele exact? Aveam contabilă pe atunci. Ținea socoteală. Și ți-au mai dat vreodată bani înapoi? Niciodată. Tavi mi-a dat 150 de lei din cei 400.000 de euro pe care mi-i datora. Și a zis că pe restul mi-i dă până marți. Și nu i-ai mai primit niciodată? Nu. Ai pățit asta cu mulți prieteni? Vreo 250. 12 colegi de clasă și restul tovarăși cu care cântam Vreau să beau cu frații mei la chefuri. Și frate meu. Și ce spuneau când le cereai banii înapoi? Mă, stai tu în banii aia. Scuze, frate, am avut și eu cheltuieli. Dacă mă mai lași o săptămână, oricum ai o grămadă de bani, îți trebuie azi. Tu te plângi? Astea sunt câteva pe care mi le amintesc. De la aia care au răspuns la telefonul. Câți bani ai pierdut așa? Toți. Câteva milioane de euro. Aparent chiar stăteam în banii. Marian, te rog să te uiți în cameră și să le transmiți un mesaj celor care sunt pe punctul de a cădea în această patimă și de a da bani cu împrumut. Uitați-vă la mine. Nu faceți asta. Știu că la început sunteți tentați să ziceți: băi, fratele meu mi dă săptămâna viitoare, peste 2 săptămâni, că are obraz, da. Ți dă o dată, ți dă de 2 ori. Și după aia se obișnuiește cu băiatul de gașcă și nu ți mai dă niciodată. Incredibilă poveste, Marian. După toate astea, prețuiești altfel banul? Din contră, am rămas cu frică. De fiecare dată când fac niște bani din cerșit, îi cheltui repede, de frică să nu vină vreun prieten să mi ceară împrumut. Nu o să mai umblu niciodată cu bani la mine de acum. Îți mulțumim foarte mult, Marian, pentru că ai acceptat să vii și pentru că ai avut curajul de a te deschide în fața noastră. Doamnelor și domnilor, aici se încheie documentarul nostru Hai mă, stai tu în banii ăia. Pe curând. Am ieșit? Marian, dă-mi și mie 6 milioane până săptămâna viitoare, că oricum ne mai întâlnim o altă. Marian, 6 milioane săptămâna viitoare, iau salariul și ți-i dau înapoi, eu nu-s prietenii tăi.